Hristos sau Crăciunul, ne arată iubirea smerită și milostivă a lui Dumnezeu pentru umanitate. Fiul lui Dumnezeu cel veșnic devine om pentru a dărui oamenilor viața veșnică. Sfântul Evanghelist Ioan ne spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul său Fiul a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Nașterea pruncului Iisus, Fiul cel veșnic al Dumnezeu, ca om de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, ne arată iubirea părintească a lui Dumnezeu față de toți oamenii. Pruncul Iisus, sau Dumnezeu copilul, ne arată binecuvântarea lui Dumnezeu pentru toți părinții și pentru toți copiii. Fiul lui Dumnezeu, care s-a făcut om pentru mântuirea oamenilor, este darul lui Dumnezeu pentru umanitate. De aceea magii de la răsărit sau crai îi aduc darul. Și prin aceasta ne îndeamnă pe noi, oamenii, să răspundem iubirii lui Dumnezeu cu darul. Darul spirituale și darul materiale. De aceea, sărbătoarea Crăciunului este sărbătoarea darurilor oferite cu bucurie și primite cu bucurie pentru a cultiva bunăvoirea între oameni. Anul acesta, la 30 de ani de la Revoluția Română, comemorăm în mod deosebit pe toți eroii care s-au jertfit în decembrie 1989 pentru libertatea și demnitatea poporului român. Cu prilejul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, anului nou, 2020, și bobotezei, adresăm tuturor românilor din țară și din afara ei sincere doriri de sănătate și fericire, pace și bucurie într-un mulți și binecuvântați ani. Așadar, toate neamurile de la Avraam până la David sunt 14. Și de la David până la strămutarea în Babilon sunt 14. Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost. Maria, mama lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, drept fiind și nevrând să o vădească, a voit să o lase nascuns. Și cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Ea va naște fiu și vei chema numele lui Iisus, căci el va mântui poporul său de păcatele lor. Pe un cor de piatră sfântă măruț mărgăritar, două rânduri ele cântă. Te cântă șușirii pe măruț mărgăritar, fă Dumnezeu-l pominesc. Dumnezeu de-a i-s-o dus măruț mărgăritar să-l cauce pe Iisus. Pe Iisus când l-a aflat măruț mărgăritar la porțile lui Pilat, răschini pe un lemn de brad, măruț mărgăritar, răschini pe un lemn de brad. Când cu ele le băce, măruț mărgăritar, sângele va le curge. Maica sfântă sprijonie, măruț mărgăritar, Maica sfântă sprijonie. Tăt în pahare,
și e de bună seamă. Să și e de bună seamă. Și s-a suit și Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David, care se numește Betleem, pentru că el era din casa și din neamul lui David, ca să se înscrie împreună cu Maria, cea logodită cu el, care era însărcinată. Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască. Și a născut pe fiul său, cel unul născut, și l-a înfășat și l-a culcat în iesle, căci nu mai era loc de găzduire pentru ei. Din cer să ni un cor divin să unde vin cântând. Din cer să ni un cor divin să unde vin cântând. Păstori cu har pe culmea par, mie-i albin dar. Păstori cu har pe culmea par, mie-i albin dar ducând. O stea din zori veghind cărări spre depărtări arzând. O stea din zori veghind cărări spre să fim.
lui Crăciunul, florile dar bele măru. Dimineața lui Crăciunul, vine Crăciun cel bătrânul, florile dar bele măru. Vine Crăciun cel bătrânul și el vine tot mereu, florile dar bele măru. Și el vine tot mereu, că e calucium păvitul, florile dar bele măru. Că e calucium păvitul și-ar trebui potcovitul, florile dar bele măru. Și-ar trebui potcovitul cu potcoave de colacu, florile dar bele măru. Cu potcoave de colacu și-ar trebui adăpatul, florile dar bele măru. Și-ar trebui adăpatul cu o vadă de vinarsu, florile dar bele măru. Cu o vadă de vinarsu rămâi gază sănătoasă, florile dar bele măru. T-ai primit colinda noastră. Colindăm, colindăm, pe la miez de cânt.
niciun rău, colindăm, colindăm, ci vă duc pe Dumnezeu, colindăm, colindăm. Mititel și fașețel, colindăm, colindăm, în fașă de bumbăcel, colindăm, colindăm. Fașă de albă de mătase, colindăm, colindăm, rămâi gază sănătoasă, colindăm, colindăm. Fașă de albă de mătase, colindăm, colindăm, rămâi gază sănătoasă, colindăm, colindăm. Fașă de albă de mătase, colindăm, colindăm, rămâi gază sănătoasă, colindăm, colindăm. Fașă de albă de mătase, colindăm, colindăm, rămâi gază sănătoasă, colindăm, colindăm. Din punct de vedere spiritual, ne aflăm într-o perioadă extrem de frumoasă. Fiecare dintre noi încercăm să fim mai buni, încercăm să dăruim mai multă lumină, mai multă bucurie celor din jurul nostru. Și mai presus de toate, încercăm să fim puțin mai generoși față de cei care au o nevoie stringentă de dragostea noastră, de prezența noastră, de chipul nostru luminos, de zâmbetul nostru. Am această certitudine interioară că sărbătorile sunt cele care reușesc să ne sustragă în mod elegant, dar sigur, din tot ceea ce numim noi generic gălăgie, rumoare și formă de instabilitate morală. Sărbătoarea nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos este o sărbătoare prin excelență a bucuriei, a păcii și a generozității. Iisus Hristos s-a născut într-un context în care contemporanii săi erau extrem de blazați, plictisiți, am spune noi, din punct de vedere spiritual. Cred că nu greșesc foarte mult dacă spun că și noi cei din secolul al XXI-lea suntem poate nu chiar atât de blazați, nu atât de plictisiți, dar undeva tot în zona aceasta. Suntem, din punct de vedere spiritual, nu mai avem aceeași afinitate, același apetit, aceeași sensibilitate față de tot ceea ce ne înfrumusețează cu adevărat sufletul. Hristos a venit în lumea aceasta tocmai pentru a ne deschide pe fiecare dintre noi la ceea ce înseamnă frumusețea credinței, la ceea ce înseamnă demnitatea umană, la ceea ce înseamnă dragoste adevărată pentru fiecare dintre noi. Omul de astăzi cred că are o nevoie imperioasă de dragoste, are nevoie să fie iubit, are nevoie să primească o infuzie cât mai consistentă de lumină. Hristos este cel care a făcut la modul absolut, desăvârșit, toate aceste lucruri, întrupându-se, născându-se în chip feciorelnic din Maica Domnului, n-a făcut altceva decât să confere demnitate, lumină, frumusețe și foarte multă bucurie umanității. Am nădejde că în aceste sărbători de o încărcătură spirituală extraordinară, fiecare dintre noi tânjim după tot ceea ce este frumos, după liniște și după foarte multă lumină. Nu le vom găsi acestea în nimic din ceea ce ține de lumea aceasta, în nimic din ceea ce este trecător, efemer. Le vom găsi cu prisosință și cu o consistență care poate să ne remonteze din punct de vedere spiritual. Le vom regăsi toate acestea numai în Hristos, în pruncul nevinovat care s-a întrupat, s-a născut într-o iesle săracă, într-un context social ostil. În ciuda acestui context social ostil, Hristos, prin jertfa sa, prin dragostea sa, a câștigat inimile întregii umanități. Să dea Dumnezeu să ne regăsim fiecare dintre noi
demnitatea pierdută, să ne regăsim în lumina sufletului nostru și mai presus de toate să avem această capacitate de a deveni noi înșine sursă de iubire pentru cei din jurul nostru. Moș Crăciun cu barbă albă. Moș Crăciun cu traista plină. Vechi stăpân atât de darnic al copilăriei mele, azi la noi în sat te așteaptă toată casa cu lumină, cu colinde și cu cântec și cu crai ceteți de stele. Tu te furișezi în taină pe la fiecare poartă, cu pășirea ta tiptilă, nu lași urme pe zăpadă, dar te simte întreg cuprinsul oropsiților de soartă, când lași binecuvântarea peste capul lor să cadă. Tu cobori și în seara asta, tu cobori ca totdeauna pe pământul greu de rele, sol bătrân de gânduri bune, și înveșmânți cu un val de pace
răzvrătirea înviforată. Cum te așteaptă în sat la mine? Du-te, du-te, Moș Crăciune. De nu ți-o fi peste mână, treci și pe la casa noastră. Beata mamă îngândurată este singură la masă. Tu măcar o rază în suflet îi trimite pe fereastră, când vezi neatins și vinul și colacul de pe masă. Apoi pleacă Moș Crăciune. Pe oriunde îți duce darul, bătrâneasca și cinstita și curata noastră lege, numai în lumea mea străină nu încerca să treci hotarul, căci și inima și casa sunt închise aici, moșnece. A venit la noi la poartă un bătrân frumos la chin și-a întrebat dacă se poate ca să fie găzduit. Casa noastră e deschisă, o bătrân străin și bun. Vino, stai cu noi la masă, că ești obosit de drum. După ce stătul la masă se închină evlavios și începul să povestească de nașterea lui Hristos. Noi de altele uitară, privind către el uimiți și cuvintele ascultară lângă-i noștri dragi părinți. Ne spunea că a fost odată de mult tare, de demult, un bătrân Crăciun anume, rău la inimă și crud. Și-ntr-o noapte la lui poartă cineva bătând ușor, ceru ca să-i găzduiască până dimineața în zor. Cu cuvinte de ocară către poartă alergând, văz o tânără fecioară și un bătrân cu chipul blând. Și voind el să-i gonească, bătrânul ruga zicând că i s-a împlinit să nască fecioara pe pruncul sfânt. Într-un graj de oi și vite pe-amândoi îi alungăm să stea până în zorii zilei cu toiagul amenințăm. Și acolo născu fecioara pe Fiul lui Dumnezeu, lângă oile și boii bătrânului celui rău. În iesle pe fânul rece Iisus pruncul privea, cum boii veneau la dânsul și suflând îl încălzeau. Iar Maria, Maica Sfântă, sta mirându-se privind, cum boii recunoștință arătau spre-a lor stăpân. Dar deodată se văzură îngeri ce din cer veneau, către acea umilă șură la prunc și îl preamăreau. Și o stea frumos deasupra strălucind s-a arătat, iar trei magi intrând înăuntru pruncului s-au închinat. Au smirnă și tămâie magii cu ei au adus și cu drag le așezară lângă iestea lui Iisus. Și păstori de oi sosiră de prin văi și de prin munți, lui Iisus să-i se chine de îngeri fiind vestiți. Acestea văzând bătrânul Crăciun cel rău și zârcit, a
înțeles și nestrăinii ce la grajdea găzduit și cu lacrimi de durere către este alergând, e tare început a cere de la blândul său stăpân. Și încă spunând acestea, bătrânul ce povestea, lacrimile-i udau fața și graiul-i tremura. Voi noi să ne mai spună de-acolo ce s-a întâmplat. El ne-a zis că o să mai vină și în următorii ani. Și mergând el către poartă, îl urmărim toți să cânt, iar el arăta cu mâna către sat așa grăind. Eu la toți în astă seară cu colindă dori am fost și le-am spus minunea mare a nașterii lui Hristos. Eu la toți în astă seară cu colindă dori am fost și le-am spus minunea.